Dimineața. Bună dimineața din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, astăzi vei reuși să descoperi câteva lucruri în plus despre persoana iubită, cineva apropiat te ajută să vezi lucrurile mai clar în ceea ce privește viața de cuplu. Taur, poți fi tentat să te închizi în fața unei propuneri pe care partenerul ți-o așterne, decât să fii total opus oricărui lucru, mai bine ai vorbi deschis despre problemele cu care te confrunți. Gemeni, nu-ți face griji dacă ai să constați un element care scârție în relația cu partenerul tău. Ești tentat să alegi extremele, iar asta nu este răspunsul corect. Rac, de obicei nu ți este deloc greu să te exprimi, dar astăzi nu reușești să fii sincer cu tine. Ai tendința să păstrezi o atitudine foarte rigidă în ce privește anumite aspecte ale relației tale și nu faci decât să te minți singur. Leu, nu-ți face griji dacă nu găsești entuziasm pentru următoarea întâlnire. Te gândești de mai multe ori înainte să faci primul pas. Încearcă să te relaxezi mai mult. Fecioară, partenerul tău este plin de pasiune și de chef de viață. Aveți ocazia să fiți sincer unul cu celălalt și să vorbiți într-o manieră constructivă despre viitorul vostru. Este prilejul perfect pentru a ieși undeva doar voi doi. Balanță, o anumită conversație va fi în centrul de interes al zilei pentru că te face să înțelegi în sfârșit unde greșeai în relațiile din trecut. Înțelegi perfect ce trebuie să faci pe viitor și ești pregătit să adopți o nouă atitudine. Scorpion, e rost de distracție alături de persoana iubită. Chiar dacă apar și neplăceri din cauza unor capricii, tot rămâne loc de bucurie și amuzament. Săgetător, lipsa de comunicare între tine și cineva apropiat ar putea duce la anumite neînțelegeri. Acest lucru nu poate părea atât de important, dar uneori lipsa de claritate poate duce la sentimente greșite în viitor. Capricorn, uneori iubirea ne iese în cale pe drumuri misterioase. În ce privește viața amoroasă, este cazul să adopți o atitudine deschisă și relaxată. Vărsător, descoperi că îți vine greu să-ți imaginezi că și tu uneori te simți singur, căci pari să radiezi de fericire. Partenerul de viață nu îți înțelege starea, deoarece consideră că ți este mereu aproape. Pești, când vrei să obții ceva, nu ești deloc timid. Din fericire, se pare că și persoana dragă simte la fel pentru tine, așa că orice planuri aveți vor avea succes. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă!